Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Obiectiv, doar aici la televiziunea M9 TV. Mă numesc Codruța Turcu, iar împreună cu invitații din această seară vă vom prezenta provocările, dar bineînțeles și avantajele învățământului tehnic din județul Mureș. Așadar, tema ediției de astăzi, pe care am ales-o, intitulez cu invitații din platou, se intitulează Învățământul tehnic, provocări și perspective de dezvoltare. Vom încerca să aflăm dacă liceele tehnologice mai sunt căutate, care sunt perspectivele pe care le oferă și, bineînțeles, la jumătatea emisiunii vom vorbi puțin și despre oferta educațională pe care fiecare liceu o prezintă. Așadar, invitații serii sunt doamna director Auca Antoaneta, directorul Liceului Tehnologic Gheorghe Șincai. Bună seara! Unul dintre cei mai longevi directori din județul Mureș, așa da, este, dacă nu mă înșel. Da. Da, un bună seara îi adresez, bineînțeles, și domnului Constantin Bogoșel, directorul Liceului Tehnologic Aurel Persu. Bună seara! Care este pentru a doua oară la noi în emisiune și, bineînțeles, tot la capitolul invitat și un sincer bună seara îi adresez și doamnei Adriana Blaga, directorul Colegiului Agricol Traian Sălvulescu din Târgu Mureș. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Domnilor, doamnelor, am ales această temă deoarece eu știu că învățământul tehnic continuă să ofere avantaje tinerilor, perspective și știu că, mai ales acum în această perioadă, elevii din clasa 8 au optat pentru că au și finalizat examenul și mai au câteva probe, de fapt, se vor îndrepta spre anumite licee și ne-am propus să vă invităm astăzi să discutăm puțin despre ce le oferiți, care este oferta educațională, perspectivele și de ce ar trebui să fie luat în calcul învățământul tehnic. Doamna Rauca, voi începe cu dumneavoastră. Parte de viața, da. Așa cum a spus, sunt directorul Liceului Tehnologic Gheorghe Șincai și tot așa subliniez faptul că, spuneați, liceele tehnologice oferă atâtea posibilități și perspective. Este foarte adevărat, dar, din păcate, nu foarte multă lume știe sau vrea să știe că, de fapt, învățământul tehnologic este o formă de învățământ foarte avantajoasă. Pentru că, pe lângă faptul că te pregătește să devii ce vrei tu, inginer, medic, poți orice să alegi dacă îți dorești să continui studiile superioare, îți oferă o meserie și te învață să știi să lucrezi cu multe lucruri. E foarte, foarte avantajos, doar să vrei. De ce le-ați recomanda elevilor să vină la dumneavoastră la liceu? La liceu. Pentru că noi oferim câteva calificări foarte de actualitate. De exemplu, mașina viitorului este mașina electrică. La noi elevii se pot pregăti în domeniul și calificarea tehnician, electrician, electronist, auto, printr-o formă liceală. Este o calificare care le dă posibilitatea elevilor și profesorilor mei să le arate tehnicile și secretele acestei calificări într-o bază materială, un laborator foarte, foarte modern. Pe de altă parte, pe lângă această calificare, ei se pot pregăti și în domeniul transporturilor auto, tot prin învățământ liceal, în domeniul proiectării, deci utilizării tehnicelor de proiectare, softuri de proiectare, AutoCAD, SolidWorks, unde li se oferă altceva decât programarea pe calculator, tot o meserie de viitor, iar fetele se pot pregăti și nu numai fetele, că avem și băieți la această calificare, într-o meserie unică în județ, este vorba de organizatorul banqueting, este calificarea care îi învață să devină viitori organizatori de evenimente, târguri, conferințe, nunți, botezuri, care oricum sunt de actualitate în fiecare zi. Da, o specializare foarte interesantă și bănuiesc că aveți. Avem cereri. Da, dar înainte de a-i da cuvântul domnului Constantin Bogoșel, am să-i rog ca de fiecare dată pe telespectatorii noștri, dacă au o sugestie, o întrebare, un sfat și nu numai, să ni le adreseze la pagina afișată la numărul afișat pe ecran, la numărul de WhatsApp. Eu, bineînțeles, le voi transmite invitațiilor întrebările, sugestiile și sfaturile și, bineînțeles, pe pagina de Facebook a televiziunii M9 TV. Domnule director, am ajuns la dumneavoastră. Haideți să discutăm un pic despre avantajele pe care le oferă școala pe care dumneavoastră o coordonați, perspectivele. Da, vă mulțumesc. Mă bucur pentru că sunt a doua oară prezent la televiziunea dumneavoastră. Salut telespectatorii
Și revenim la tema pe care dumneavoastră ați propus-o pentru această emisiune, provocări. Într-adevăr, este o provocare ca să manageriez o unitate de învățământ cu profil tehnologic, având în vedere faptul că observăm în societatea de astăzi nu prea găsești meseriași în foarte multe domenii, deci umbli foarte bine să găsești pe cineva care să se priceapă la un anumit lucru, iată, învățământul profesional și tehnic trebuie să reglementeze aceste lipsuri. Și cum se întâmplă aceste lucruri? Prin oferta educațională pe care le oferă aceste licee tehnologice. Acum, referându-mă la Liceul Tehnologic Aurel Persu, unde sunt director, pot să vă spun și mă adresez părinților, elevilor de clasa 8-a, suntem o unitate școlară cu tradiție în domeniul auto și în domeniul transporturilor rutiere. Ceea ce putem oferi pentru elevii absolvenți ai claselor a 8-a este meseria de mecanic auto, școală profesională. Avem și clase de liceu pentru clasa 9-a, tehnician în transporturi, ceea ce este iar un profil... Doar să nu le amintim pe toate, că o să ajungem și la oferta educațională. Ceea ce este nou, începând din acest an, din această toamnă, putem școlariza și fete, pentru că am introdus două specializări noi în domeniul serviciilor. Este vorba despre tehnician în activități economice și tehnician în administrație. Să știți că sunt telespectatori care salută această inițiativă a televiziunii M9 și se bucură foarte mult pentru că citeam printre altele și mesajele pe care le-am primit pe pagina de WhatsApp. Sunt foarte bucuroși pentru că astăzi am ales să discutăm despre acest profil tehnologic. Sunt foarte mulți care ne spun că și ei au absolvit și într-adevăr există nenumărate avantaje. Și am ajuns și la doamna director, Adriana Blaga, spuneți-ne puțin care sunt avantajele, perspectivele. Știu că acolo la dumneavoastră, la colegiu, mai aveți și o fermă despre care doresc să discutăm puțin. Da. N-aș vrea să repet ce au spus colegii mei. Normal, ne asemănăm în privința asta, suntem licee tehnologice, dar îmi doresc foarte mult ca elevii de clasa 8-a să îndrepte cu mare încredere către liceul agricol, pentru că meseriile în care îi pregătim sunt meserii de viitor, sunt meserii pe care se pune foarte mare accent în ziua de astăzi. Domeniul agricol fiind un domeniu economic prin care România excelează la nivel european. Deși nu avem tehnologia necesară. Mi-aș dori de asemenea să vină, pentru că noi avem un colectiv de cadre didactice foarte bine pregătit, atât la cultură generală cât și la specialitate, și care se apleacă cu mare drag asupra fiecărui copil pentru a scoate din el un meseriaș. Și mai ales practica, chiar voiam să adaug, într-adevăr, stagiile de pregătire practică le facem atât la ferma didactică pe care o avem în administrare, dar și la agenții economici, deci și în ferme reale unde tehnologia diferă de cea de la ferma didactică. Și avem, bineînțeles, și alte proiecte educaționale pe vizite de studiu, pe stagii de pregătire practică cu diverse fundații. Și activități extra foarte multe. Foarte multe plusuri. Da, da. Și dacă tot a punctat doamna director Blaga despre practică, domnule Constantin Bogoșel, știu că și la dumneavoastră se pune deosebit accent pe practică. Într-adevăr, teoria fără practică, unde o putem aplica? Deci e clar că și practica are o mare însemnătate în dezvoltarea tinerilor. Avem societăți comerciale cu care avem relații, avem protocoale de colaborare unde elevii noștri fac practică în domeniul mecanicii auto. Chiar cu unul dintre aceste firme am avut în derulare și un proiect Erasmus în Spania, în Italia și aici în România, unde elevii au avut posibilitatea să învețe practică, să facă practică, să învețe meseria de mecanic auto și în afara granițelor țării.
aș putea, nu știu, să amintesc anumite societăți sau... societăți importante. Da, deci avem cu firma Aliat Mercedes. Pentru că pe pagina dumneavoastră, da, să nu le numim, pentru că pe pagina dumneavoastră știu că fiecare școală are o, da, pagină de Facebook a școlii. Bă, cei interesați pot să o acceseze și acolo pot să caute mai multe, da, informații despre societățile de care ne-ați vorbit Alminter și nu numai. Și aș da cuvântul doamnei director, pentru că imediat vine și publicitatea peste noi și n-aș dori să vă întrerupă. Rezultate, activități, proiecte educaționale... Școala noastră e o școală ușor asemănătoare cu Aurel Persu pe partea de mecanică auto. Într-o vreme multă lume credea că suntem rivali, dar noi nu suntem rivali, suntem chiar prieteni. E bine atunci, e bine că acum am menționat. Și domnul director Persu este absolvent de liceu Șincai. Da. Apropo, și eu sunt tot absolventă de liceu Șincai, dar timp se numea liceu Mistrea numărul 5. Dar asta e altă poveste. Proiecte se derulează și la noi. Noi mergem foarte mult pe legătura dintre profesor și elev, foarte mult la noi în școală este aceasta, e una dintre punctele principale, iar proiectul Erasmus, care se încheie în curând, ca tema a avut diferiți dar împreună și am avut parteneri, avem parteneri, școli din Italia, Grecia, Cehia și Turcia și activități mai mult pe programe educaționale, interculturale, extrașcolare, dar pe lângă asta există, se derulează mulțime de proiecte tipice domeniului pe care îi pregătim. Proiectul ROSE, iarăși, sunt dintre proiecte care îi ajută pe cei care doresc să promoveze examenul de bacalaureat. Sunt foarte multe activități care se derulează la noi, și școlare, și extrașcolare. Nici nu știu cu ce aș putea să vin în plus față de ce v-am spus acum strict de școală. Noi așteptăm, am spus, noi suntem o școală și spun în continuare, o școală faină, cu profesor cool, și așteptăm copiii să vină cu drag la noi, pentru că nu o să le pară rău. Să știți că după pauza de publicitate scurtă, le promitem și telespectatorilor, pe care o vom avea, bineînțeles, o să ne întoarcem cu oferta educațională, da, despre care am pomenit în preambulul emisiunii și nu numai, pentru că mai aveți foarte multe de transmis și, bineînțeles, sfaturi pentru tinerii adolescenți, pentru părinți și nu numai. Revenim în scurt timp.